Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea clasică pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni pentru august 2019. Am vrut înainte să încep etalarea să arăt un mesaj scurt pentru unii dintre voi. Aceasta este cartea care pentru mine reprezintă Scorpionul sau o latură emoțională a Scorpionului. Este 8, da? 8 de cupe, semn de apă, repet, pentru mine adesea Scorpion sau cineva cu planete în Scorpion, chiar dacă nu e Scorpion. E o persoană care pleacă. Ideea este că poate voi știți dacă pleacă sau vină. Poate a plecat din viața voastră și așteptați să vină, pentru că ia uite ce aveți aici la capătul acestui set de cărți. Aveți 6 de cupe, alt semn de apă sau același semn de apă posibil. Poate unii dintre voi așteptați să se întoarcă și să vă împăcați cu acest scorpion sau persoană care a plecat, s-a detașat emoțional de voi, după ce voi aici, semn de aer, 4 de spade, ați încercat să vă vindecați sau să vă adunați puterea, să vă reconectați la spiritualitatea voastră și eventual să vă vindecați, da, puterea înseamnă pentru mine uneori și vindecare, după o situație toxică sau foarte intens sexuală. Așa, pe scurt, un mic mesaj înainte să pun cartea la loc, mai amestec încă o dată, încă un pic, Gemeni, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni, august 2019. Cărțile sunt amestecate, doar am vrut să vă trimit acest mesaj. În cazul în care etalarea nu rezonează, poate mesajul acesta rezonează. Gemeni, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Gemeni. Haideți să vedem ce aveți central. Central. Turnul. Turnul. Care pentru mine reprezintă, da, mulțumesc, Doamne, nu doar vărsătorul, nu doar Uranus, reprezintă foarte adesea și Scorpionul. Scorpionul care este un personaj plin de surprize. Pentru cei care știu astrologie, probabil că înțeleg ei de ce. Casa 8-a reprezintă casa surprizelor neprevăzute, plăcute sau neplăcute, da? Sus, jos. Acu este, acu nu este. În cazul în care aveți de-a face cu un scorpion, poate aveți de-a face cu un vărsător, dar nu contează. Ideea este că ceva, asta este energia centrală. Trebuie să faceți față unei situații neprevăzute. Poate sunteți în timpul unei despărțiri, poate v-ați despărțit, eu știu de cât timp, de cineva, că tot a apărut 8 de cupe, da? Poate sunteți înainte, vedem cum se așează cărțile. Ideea este că această despărțire a fost și este necesară ca să se reașeze ce? Cărămizile, fundația, clădirea. Și nu doar ca să se trezească cel puțin unul, dacă nu amândoi, eu zic că amândoi, la realitate. Turnul înseamnă și trezire spirituală pentru unii dintre voi. O, da, mulțumesc, spirite. Înseamnă și o aventură sexuală. Este un simbol falic extrem de exploziv. Este și o aventură sexuală foarte intensă, evident. Dar probabil că unii chiar au nevoie să audă așa ceva. În continuare, ce provoacă acest? O, ce provoacă acest turn? 3 de monede. Conceptul de colaborare, 3 de monede, poate pe evenimentul acesta neașteptat, vă provoacă totuși să vă concentrați pe muncă. Unii dintre voi. Există într-adevăr și un trio. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un trio. Că e semn de pământ, nu contează ce semn, vreau să ne mai fixăm atât de mult pe semne, cât pe energie și ceea ce înseamnă cărțile. 3 de monede înseamnă și colaborare. Poate vă doriți colaborarea, împăcarea după această despărțire, unii dintre voi. Poate această despărțire vă afectează felul în care lucrați, da? Poate sunteți mai ambițioși decât de obicei. Încercați să vă concentrați pe muncă, tocmai ca să uitați această situație. Dar există și varianta unui trio. Că e la locul de muncă, că e în altă parte, după cum vedeți, sunt doi și încă o persoană. Vedem în continuare cum se așează cărțile. În trecutul îndepărtat, sau mai bine zis, fundația situației care se va descoperi. O, regina de cupe, iar semn de apă. Că este scorpion, rac sau pești, rămâne să îmi spuneți, dar nu e obligatoriu, poate să aibă planete în aceste semne și să se manifeste ca atare regina, poate sunteți chiar voi, nu contează. Regina de cupe
General, e o persoană foarte emoțională, foarte delicată, dar care nu își împărtășește dragostea oricui, pentru că a fost rănită de-a lungul timpului, a fost dezamăgită și are o cupă mare, după cum vedeți. Mare. O inimă mare. Și știe că dragostea ei are o valoare deosebită. E conștientă de natura ei divină, această persoană. Dacă nu, probabil că va trebui să devină conștientă de așa ceva. Și așteaptă. Așteaptă acel personaj care o merită. Regina de cupe hrănește. Emoțional. Poate ați fost voi sau persoana respectivă v-a susținut emoțional într-o perioadă cât ați fost împreună. Vedem. Poate voi ați făcut așa cu altcineva. Dar este o regină de cupe. Una dintre cele mai frumoase. Trecutul apropiat, cavalerul de spade, vești, poate această veste e foarte asemănător cu turnul, varianta 3D. Aceasta, da, este semn de aer, puteți fi dumneavoastră, poate fi un alt semn de aer, poate fi un vărsător, poate fi o balanță, deși balanțele nu sunt chiar atât de agresive, dar, e clar că un eveniment, o veste neașteptată, v-a dat un pic peste cap. Nu degeaba este turnul. Că e de bine, că e de rău, vedem cum se așează cărțile. Poate cineva ar vrea să-și dovedească adevărul în fața cuiva. Trecutul apropiat. Cavalerul de spade are multe calități. Una dintre ele este că este apt să lupte nu doar pentru adevărul lui, ci pentru dragostea lui. Pentru că nu degeaba are regina de cupe. Poate totuși iubiți foarte mult pe cineva și simțiți nevoia, mai ales dacă sunteți într-o despărțire, simțiți nevoia să vă duceți, să discutați, să salvați situația, să reconstruiți, da? Să reconstruiți cu 3 de monede, să reconstruiți relația, situația, ce ar putea să fie. Că nu e obligatoriu să fie o relație sentimentală, poate o situație la locul de muncă sau în familie. O, da. Și dacă faceți voi așa ceva, într-adevăr aveți șanse să reclădiți soarele. Bucurie maximă. După ploaie, după furtună, după tunete și trăsnete, apare și soarele. Să nu uităm niciodată. Și ce trebuie să facem? În loc să stăm și să plângem, așa cum uneori face, regina de cupe e foarte sentimentală, puteți fi și voi sentimental, nu ce nimeni că gemenii nu pot fi sentimental, chiar dacă nu arată, da? Dar decât să stea să plângă, vai, sunt singură, nu mă iubește nimeni sau iubitul, iubita m-a părăsit, mai bine se suie pe cal și aleargă cât poate de repede să discute, avem spadă, să discute, haide domnule să punem, să refacem situația, poate vă duceți la încă o persoană, la a treia să vă consilieze sau să vă ajute, să vă dea idei cum să vă refaceți relația, poate la un cititor în tarot, poate la un astrolog, poate la un consilier, eu știu, de familie, rămâne de văzut, dar aveți soarele. Deci dacă acționați, așa cum am zis, aveți șansa să refaceți situația, repet, poate să fie și profesională și familială, dar e soarele. Ce frumos! E copilul, voi gemenii sunteți copilași uneori, așa se zice, acum știu că gemenii pot fi foarte maturi, dar copilul divin, copilul interior, poate, dacă unii au avut o aventură, e posibil să vă gândiți și că v-ați dori un copil împreună, dar pentru foarte puțini dintre voi. Copilul iar este trezire spirituală. Sunt două cărți intense și interesant. Da, mulțumesc, Doamne. Avem opoziția Leu, Soare și Uranus, vărsător.
O poziție intensă, lucruri netradiționale, neconvenționale, care duc către o trezire, către o conștientizare a eu-ului vostru, uneori chiar și a ego-ului, că da, soarele reprezintă și ego-ul, e casa 5 a leului. Dar, ia să vedem. Uf, încă sunteți supărați, da, ăsta e viitorul apropiat. Pentru că, da, dragii mei, vedem cum se așează cărțile. Avem soarele aici, să nu uitați, aveți, nu uitați că aveți soarele, da. Probabil că v-ați despărțit, că nu degeaba a apărut acest trei de spade, da? Că o fi fost din cauza unei a treia persoane, că nu v-ați exprimat corect unul față de altul, că unul a zis ceva și celălalt a înțeles altceva, sau chiar dacă n-a înțeles altceva, celălalt a aruncat vorbele prea repede, fără să se gândească dacă rănește. Poate într-adevăr ați rănit pe cineva foarte sensibil. Poate voi n-ați știut că e atât de sensibil. Voi care sunteți spontan, vreți să spuneți una alta, poate totuși ați vorbit un pic prea direct, fără menajamente cu această persoană foarte sensibilă. Și cred că amândoi, eu nu cred că doar voi, cred că amândoi sunteți răniți. Așa simt eu. Dar aveți șansa să refaceți. A apărut și 6 de cupe mai devreme, dar nu doar asta. Aveți șansa cu acest soare. Dar trebuie să vă suiți pe armăsar și să luați sabia adevărului, să exprimați dorința voastră de împăcare, de colaborare, de mai bine. Sfat. Sfat, da. Sfat aici sunteți voi, posibil. Posibil. Sfat este să vă gândiți un pic înainte, da, vă doriți, poate o dorință din ultima vreme, simțiți că e cazul să luați, să acționați. Asta înseamnă acțiune, mișcare, poate chiar să călătoriți. Da? Dar, înainte de toate, trebuie să vă gândiți bine, să vă vindecați în primul rând, ca să nu vă apucați să repovestiți situația din trecut, ci să o înțelegeți. De ce a fost acest 3 de spade? De 3 și 4, interesant. Da? Și după ce o înțelegeți, după ce vă vindecați și ce înseamnă vindecare, înseamnă iertare, luați această sabie și fugiți cu ea și o exprimați. Da, frumos s-a așezat deocamdată, chiar dacă e un pic dezamăgire, de durere, așa se întâmplă în viață. Exterior. Iar, se întâmplă. Deci, exterior. Acest semn de apă, posibil pentru unii dintre voi, sau, pur și simplu, dacă nu este semn de apă, e o persoană din trecut, din tinerețea voastră, din copilărie sau dintr-o altă viață, care vine în viața voastră și vă copleșește cu emoții și of, ăsta e soarele, vă face să vă simțiți iar copil. În momentul în care sunteți împreună, eu cred că totuși e regina de cupe, dar nu e obligatoriu să fie chiar aceeași persoană pentru unii dintre voi, poate să fie altă persoană care vine brusc și vă ajută să vă reconectați la această energie și să vă vindecați. Asta în cazul în care, pentru unii dintre voi, nu vă împăcați cu persoana de care v-ați despărțit, ci vine o altă persoană. E posibil și așa ceva, există mai multe variante în orice etalare, evident. De ce vă este frică de judecată? Da, vă este frică, evident, cumva că s-ar putea să nu vă împăcați. Pentru cei care știți sigur că nu vă împăcați, vă este frică. Foarte posibil să aveți o teamă că nu vă veți reface viața sentimentală, profesională, de ce ar fi el. De ce ar fi ea. Dar este doar o teamă. Posibil pentru unii dintre voi, da, mulțumesc, doamne. Judecata poate să însemne și faptul că vă este teamă să nu fiți judecați pentru cuvintele pe care le-ați spus, discuțiile care au fost și care au dus la această despărțire. Unde să vă arăt? Da? Vedeți, da? Judecata e în poziția fricii. Judecata e Pluto, e Scorpion, iar pentru mine. Dar nu e obligatoriu. Poate să fie Balanță care are planete în Scorpion, poate să fie orice altul, puteți să fiți voi cu acest Pluto. Că asta înseamnă, Pluto înseamnă frică printre foarte mulți. Oh,
ce vă doriți. Dragii mei, ori vă doriți soarele, ori vi-l doriți pe Dumnezeu, ori pe dracu. Alegeți. Ori una, ori alta. Dar cred că vi doriți pe amândoi, dacă se poate, doi într-unul. Da. Vă doriți să refaceți, evident, că nu degeaba a apărut și 6 de cupe. Aveți două cărți, care, trei de fapt, trei și cu aceasta, patru și cu soarele, care exprimă dorința voastră de împăcare. Dar, printre multe altele, există o dorință sexuală foarte intensă. Vă este foarte dor. Poate vă gândiți foarte mult la această persoană. Nu e obligatoriu să fie Capricorn. Da, e la modul simplist, dar nu e obligatoriu să fie Capricorn. Poate să fie orice altă zodie. E o legătură profundă, o simțiți, dar unii dintre voi sunteți tare, tare încăpățânați, vă doriți. Poate vă doriți să transformați, da? Mulțumesc, Doamne! Pentru că judecata înseamnă și transformare, și turnul înseamnă transformare și posibil nu degeaba aveți aici turnul. Ca să transformați această obsesie fizică în altceva mult mai frumos. Poate vreți să le aveți pe amândouă, cum am zis mai devreme, doi într-unul. Și creștere spirituală și sexuală sau în același timp, dacă se poate, pentru unii dintre voi. Deci asta vă doriți. Este în poziția dorințelor, deci vă doriți. Să resimțiți intensitatea dintre voi. Nu degeaba suferiți, că a fost intens și încă vă doriți intens. Finalul, puterea pe care am văzut-o și mai devreme. Puterea este să vă controlați bestioara, diavolul. Diavolul, să vă controlați, pentru că doar așa, da, ce frumos a așezat, doar așa puteți să combinați partea de jos, vibrația de jos, nu neapărat de jos, poate uneori sună exagerat, vibrația aceasta pământeană, că toți avem nevoi fizice, dar avem nevoie să și creștem, da? Și atunci trebuie uneori să ne controlăm și probabil de-aia această separare a venit ca să vă regăsiți această putere și să creșteți, să creșteți spiritual. 8, 8, tot luna august, zodia leului, da, zodia leului. Da, e un test al vostru, un test de credință, în primul rând, că puteți trece prin orice, cât v-ar durea inima, cât v-ar durea sufletul. Dar în momentul în care vă vindecați, da? Vă descoperiți această putere și în momentul în care vă descoperiți puterea, iar am fiori, în momentul în care vă descoperiți puterea, se va manifesta împăcarea sau pur și simplu reconectarea voastră la cine trebuie. Dacă nu e aceeași persoană, deși eu cred că e aceeași persoană, poate să fie o altă persoană care vă face foarte bucuroși. Foarte bucuroși. La capătul acestui set de cărți ce aveți? Aveți regina de spade, semnul gemenilor, evident, da? Regina de spade, și împărăteasa, și regele de monede. Fost niște confuzii, iar Venus învărsător, 7 de cupe, niște confuzii, opțiuni, fantezii, poate unii dintre voi ați avut fantezii în această perioadă de separare sau pur și simplu. Persoana, în momentul în care ați fost în legătură, v-a creat o confuzie, vă creează o confuzie emoțională pe care n-ați mai avut-o. Bine, emoțional înseamnă și altfel, dar posibil să fie un trio aici. Posibil să fie un trio. Pentru unii dintre voi. Nu e obligatoriu să fie semnul Taurului, al Fecioarei sau al Capricornului, deși avem Taurul de două ori.
Au fost discuții, au fost orgolii, deși cineva și-a dorit o relație stabilă, cineva a fost un pic cam egoist, dintr-o privință. Celălalt poate și-a făcut iluzii prea multe, dar cred că undeva, într-un fel, amândoi sunteți chemați să vă reechilibrați din punct de vedere pământean. Posibil după discuțiile pe care le aveți, să aveți o creștere. Am mai vorbit de copil? Avem și aici femeia gravidă, pentru unii dintre voi. Să vă doriți o creștere și să manifestați o relație stabilă. Regele de monede e foarte stabil și foarte responsabil, dar numai după ce discutați sincer. Evident, această interpretare nu e valabilă pentru toată lumea. Am spus că se pot interpreta și ca și când ar fi fost trei persoane, da? Trei persoane. Oricum, cu această putere și cu aceste două, măcar aceste două cărți și celelalte sunt foarte frumoase, eu zic că aveți o lună august, poate chiar un început de septembrie frumos, în care vă regăsiți. Oh, deja am vorbit 21 de minute. Haideți să luăm un mesaj scurt de la Îngeraș. Îngeraș pentru Gemeni. Exprimați-vă dragostea prin cadouri. Cred că a avut și Fecioara pe 19. A avut și Fecioara același mesaj. Acțiunile vorbesc mai mult decât. Vă închipuiți. Poate că nu degeaba aveți acest cavaler de spade. Trebuie să acționați, să vă exprimați dragostea prin acțiuni. Sau poate ei. Dar eu acum citesc pentru voi. Poate unii mai mult au vorbit și mai puțin au acționat. Și aveți acest new love. Posibil pentru unii dintre voi, cum am zis, să fie acest soare, da? Și această persoană să fie nouă, da, dintr-o altă viață și să vă vindece de toată situația sau să reluați New Love, poate să fie aceeași poveste, da, dintr-o altă perspectivă. Da, aia s-a și dărâmat, da, aia a și fost turnul. Ca să o luați de la zero și atunci se poate numi o nouă dragoste, chiar dacă e aceeași, chiar dacă sunt aceleași personaje. Înțelegeți voi că sunteți isteți. Da? Și practicați compasiunea, iertați, iertați. Și în primul rând iertați-vă pe voi și alegeți dragostea, pentru că dragostea îndură. Că vreți să vă împăcați, că vine altcineva, există șanse. Oricum, să vă vindecați. Asta este vestea cea mai bună. Vă doresc dragoste, creștere spirituală și nu uitați, dragostea este în preajma voastră. Vă pup numai bine, la revedere!